Cronos. Secunde, minute, ore, zile, ani, decenii, secole și milenii. Vârtejul spiralei vieții te îndeamnă în necunoscut. Trecut, prezent, viitor. Omul, această ființă enigmatică, îți deschide calea spre arhivele mileniului 3. Vă salut, dragi prieteni! Sunt Doru George Pascal și vă invit să ascultați o nouă ediție a emisiunii Arhivele mileniului 3. Iată pe scurt sumarul acestei ediții. Pentru început, rubrica Magia misterelor. Secretele vechiului Sumer. În continuare, rubrica Manipularea epocii moderne. La revedere, Germania. Iar la închiderea ediției, rubrica Chipul dictaturii, China. Dar haideți împreună să demarăm sumarul ediției de astăzi. Rubrica Magia misterelor. Secretele vechiului Sumer. Nibiru, undeva în spațiu, dincolo de planeta Pluto, locuitorii săi, Anunnaki, cei care au coborât, cei care au venit jos, codul genetic universal și alte secrete ale vechiului Sumer, numai în emisiunea Arhivele mileniului 3. Dacă la Homer întâlnim prototipul ființei artificiale, alcătuită după chipul celei naturale, asemănarea având rolul și importanța ei, cosmogonia lui Berossos, preot caldean al lui Marduk, pe la 270 înainte erei noastre, conține o adevărată artă combinatorie ce îndepărtează de lumea reală și va sluji, chiar dacă nu direct, drept model pentru o bună parte a ființelor fantastice, a monștrilor, dar nu numai, ce populează literatura science fiction. A fost un timp, așa spune el, în care totul era întuneric și apă. Atunci au luat ființă viețuitoarele diferite și de conformație ciudată. Căci atunci ar fi luat naștere oamenii cu două aripi, unii chiar cu patru aripi și cu fața dublă. De asemenea, unii care aveau un trup și două capete, unul bărbătesc și altul femeiesc. Alții aveau două sexe, masculin și feminin. O altă parte dintre oameni aveau picioare și coarne de capră. O altă parte aveau picioare de cal, în spate fiind cum sunt caii. Iar în față, având chip de om, așadar de forma hipocentaurilor. Tot atunci ar fi luat naștere și faunii cu cap de om, precum și dinii cu patru trupuri, la spate cu cozi de pește. Ar mai fi fost cai cu capul de câine și de om. Babilonienii, cultura predominantă din vremurile vechi testamentare, au crezut că zeii s-au luptat între ei pentru a crea lumea. Marduk, zeul care s-a dovedit cel mai puternic, a învins monstrul haosului Tiamat, ligioana apelor, pentru a crea și a tăiat trupul ei în două ca să facă din cele două bucăți marea și cerul. Aici se poate vedea cum autorul cărții Geneza răspunde credințelor contemporane, prin a-l prezenta pe singurul Dumnezeu adevărat, Iahve, ca cel care creează fără să fie nevoie să se lupte, fără să aibă dușmani care să îi se opună. El vorbește suveran și facerea pământului se realizează. El desparte apele, sus și jos, fără luptă. Chiar și haosul este sub controlul său divin. Cartea tratează nașterea și evoluția umanității din spațiul irachian și zonele adiacente. Autorul ne povestește despre două civilizații fără copilărie, cea mesopotamiană
începând cu Sumerul și cea egipteană. Aflăm aici cum sumerienii sunt niște hibrizi între o specie de maimuțe din nordul Africii și extraterestrii de pe o planetă Nibiru din sistemul nostru solar, ce are o orbită eliptică, punctul cel mai apropiat al acestei orbite, fiind între orbitele marțiană și jupiteriană, iar cel mai îndepărtat la 3600 de unități astronomice, distanță. O unitate astronomică însemnând distanța între Soare și Terra. Autorul interpretează niște pictograme, demonstrând prin intermediul lor că în scrierile sumeriene se vorbește de rachete, submarine, proiectoare, laser și alte minuni. Aceste dovezi au fost înregistrate în cuvinte și ilustrații de către sumerieni, această civilizație dezvoltându-se lângă Mesopotamia în urmă cu 6.000 de ani. Acum mai precis, în Irak. Ei nu au confirmat vizitarea de către ei a planetei Marte. Totuși au scris pe plăcuțele de lut despre Anunnaki, acei care au venit din rai pe pământ, care au venit pe pământ de pe planeta lor Nibiru, a 12-a planetă a sistemului nostru solar, numărând astfel Soarele, Luna și restul planetelor. Multe din textele antice descoperite de către arheologi descriu cunoștințele acestor Anunnaki, de a veni și pleca, despre cunoștințele astrologice, pe lângă alte multe alte cunoștințe. Mai mult, aceste texte sunt urmate de ilustrații găsite pe tablele de lut sau pe cilindri. În texte sunt descrise călătoriile între planete, Pământul fiind numerotat drept a 7-a planetă, care chiar așa este dacă numărăm invers, unde Pluto este prima, Neptun a doua, Uranus și Saturn a treia și a patra, Jupiter a cincea, Marte a șasea și Pământul a 7-a. În aceste texte, Marte este descrisă ca stație intermediară, o oprire amplasată între Nibiru și Pământ. Și, incredibil, dar adevărat, o tablă circulară care poate fi găsită la Muzeul Britanic din Londra descrie în 8 segmente aspecte diverse ale călătoriilor spațiale dintre Anunnaki, locuitorii planetei Nibiru, și a 7-a planetă, Pământul. O secțiune particulară este descrisă separat. Arată traseul călătoriei lui Enlil, stăpânul Comenzii, detaliind traseul către cele 7 planete. Este descrisă de asemenea și o rută între planeta Dilgan, adică Jupiter, și Apin, adică Marte. Să ne întoarcem în urmă cu 400.000 de ani în istoria noastră. Și apar câteva informații care vin din partea lui Tot, cât și din partea lui Zaharia Sitkin, în cărțile sale, A 12-a planetă și Geneza revizitată. Sitkin crede că există o planetă în sistemul nostru solar, denumită de către sumerieni Nibiru, care are o orbită eliptică similară cu cea unei comete. Această planetă efectuează un ciclu complet în jurul Soarelui în 3600 de ani. Locuitorii acestei planete, numiți Nefilimi, au venit pe Pământ în urmă cu 400.000 de ani. Tot nu spune de ce au venit, dar Zaharia Sitkin susține că ei aveau nevoie de aur pentru atmosfera lor. În lucrarea sa, Geneza revizitată, Sitkin scrie: pe planeta lor, Nibiru, Anunnaki, Nefilimi, s-au confruntat cu o situație cu care este posibil să ne confruntăm și noi, pământenii, în viitorul apropiat. Dezastrul ecologic a făcut viața aproape imposibilă pe această planetă. Era necesar să se protejeze atmosfera planetei lor și singura soluție care părea să remedieze situația a constat în suspendarea de particule de aur deasupra atmosferei ca un scut protector. Așa că ei au venit pe Pământ să extragă aur. După 200.000 de ani de muncă silită,
Minerii s-au răsculat și au decis să creeze o rasă servilă, care suntem noi, pentru a fora aurul pentru ei. Este notabil că în Africa de Sud, în cele mai vechi mine de aur cunoscute, arheologii au găsit oase ale lui Homo sapiens și artefacte care ne duc înapoi în timp, în urmă cu 50.000 de ani. Ei cred că mineritul pentru aur în Africa este cu mult mai vechi de 50.000 de ani. Sitkin spune că nefilimii ne-au creat în urmă cu 300.000 de ani, dar tot este mult mai exact. Tot spune că noi am fost creați în urmă cu exact 200.209 ani în urmă. Sitkin teoretizează că nefilimii ne-au creat prin experimente genetice, dar potrivit lui tot, nefilimii nu puteau realiza acest lucru fără ajutor. Ei au avut nevoie de ajutor în afara sistemului solar. Acest ajutor extern a venit dintr-o sursă familiară. Siriusienii s-au unit cu nefilimii pentru a ne crea. Ei au aterizat prima oară în ocean și au apărut ca jumătate de oameni, jumătate pești. Ei au intrat la început în apă pentru a lua contact cu delfinii, care sunt pe un nivel de conștiință similar cu al lor. La un moment dat, potrivit lui tot, siriusienii au decis să plece, dar au dorit să lase un anumit nivel de conștiință în urmă. 7 dintre aceste ființe și-au părăsit corpurile și au format sfere de conștiință. Ei s-au unit cu sămânța vieții și au creat un ou. Când cele 7 ființe s-au unit în mod geometric în acest fel, pentru a forma sămânța vieții, a apărut o flacără. Este o flacără rece, dar arată ca o flacără. Această flacără se află în Halls of Amenti, sălile lui Amenti. Sălile lui Amenti reprezintă o construcție veche creată cu mai mult de 5 milioane și jumătate de ani. Nimeni nu știe cât de vechi sunt sălile lui Amenti din cauza acelui eveniment care a avut loc în urmă cu 5 milioane și jumătate de ani, care a întrerupt înregistrările akashice ale planetei. Să ne amintim că, deși istoria planetei merge mai departe de 5 milioane și jumătate de ani, noi nu putem accesa decât ultimii 5 milioane și jumătate de ani. Sălile lui Amenti reprezintă actualmente o curbare dimensională în formă de uter. Există o singură direcție și sens în această curbură și odată ajuns acolo este ca și cum te-ai afla în spațiul infinit. Un asemenea loc curbat, dimensional, se află întotdeauna pe o frecvență dimensională mai înaltă decât Pământul cu o unitate. Acum se află la 1000 de mile în interiorul Pământului. Lui Drunvalo i-a fost permis să intre în prima cameră. Acolo, el a văzut o mare piramidă în interiorul unui dispozitiv rectangular. În interiorul piramidei se afla flacăra. Pe Sirius B, mai precis pe cea de a treia planetă a acestei stele, au fost făcute pregătiri simultane pentru această creare și seminație. 16 bărbați și 16 femei au călătorit de pe Sirius B spre Pământ și s-au îndreptat direct spre flacăra din sălile lui Amenti. Ei s-au unit cu flacăra. Perioada lor de concepție a fost de 2000 de ani. Aceste două rase au fost implicate în crearea noastră. Una de pe Nibiru și cealaltă de pe Sirius. Potrivit interpretărilor lui Sitkin asupra textelor sumeriene care fac referire la a 12-a planetă, după ce nefilimii ne-au creat pentru a lucra în minele de aur din Africa, unii dintre noi au fost aduși în Mesopotamia pentru a fi de folos în grădina Edenului. Dumnezeii ne-au iubit pentru că am fost făcuți după chipul lor, dar în grădina Edenului, nefilimii aveau propriile lor livezi și ni s-a spus să nu mâncăm fructul unui anumit copac numit copacul cunoașterii. Însă noi nu am ascultat. Mâncând acest fruct și câștigând cunoașterea lui, am căpătat abilitatea de a ne reproduce sexual. Până la acest punct, noi eram hibrizi între diferite specii și ca toți hibrizii, eram incapabili să ne reproducem.
Sitkin interpretează textele sumeriene spunând că noi suntem o încrucișare între Nephilim și Homo erectus, predecesorul lui Homo sapiens. Nu este surprinzător că nefilimii nu doreau ca noi să ne reproducem. Ei doreau să mențină controlul experimentului lor. Cunoașterea pe care noi am dobândit-o mâncând fructul nu a fost una științifică cum ar fi cea prin care s-ar ști cum să procreezi, cum să ne transformăm dintr-o specie de hibrid steril într-o nouă specie capabilă de reproducere. Nefilimii au fost mânioși când noi am căpătat abilitatea de a ne reproduce și ne-au izgonit din grădină. Potrivit învățaților din textele antice, înregistrările sumeriene le preced pe cele biblice, iar istorisirea biblică a creației pare să reprezinte un rezumat al vechilor texte sumeriene. Deși a trebuit să părăsim grădina lor, nefilimii ne-au permis să cultivăm pentru a ne hrăni. Ne-au îndreptat către zona muntoasă de la est de grădinile din Mesopotamia. Potrivit lui Tot, noi am rămas acolo pentru o lungă perioadă de timp. Dar apoi a avut loc o nouă transformare în conștiință și o altă schimbare de poli și acel continent s-a scufundat. Mulți supraviețuitori s-au îndreptat către Africa, dar cei mai mulți dintre cei evoluați au ajuns în Lemuria, un pământ care s-a ridicat deasupra apei când vechiul continent s-a scufundat. Manipularea există încă de la începuturi. Fabricarea comploturilor, manipularea personalităților istoriei, manipularea maselor, manipularea conștiinței umane, manipularea climei. Numai în rubrica Manipularea epocii moderne, în cadrul emisiunii Arhivele Mileniului 3. Rubrica Manipularea epocii moderne. La revedere, Germania. Angela Merkel a fost proclamată lidera lumii libere, după ce Barack Obama și-a încheiat al doilea mandat la Casa Albă. Merkel a devenit simbolul ordinii liberale bazate pe reguli, iar în multe analize din România, cancelara nu era scoasă din onctuosul doamna Merkel. Acum, la niciun an după retragerea de la putere, Merkel este uitată. Însă asta nu înseamnă că nu are nimic a face cu criza prin care trece Germania. Dimpotrivă, cancelarii Gerhard Schröder și Angela Merkel sunt cei care au dus la extrem dependența energetică de Rusia, a celei mai mari economii europene. Socialdemocratul Schröder a început, iar creștin-democrata Merkel a continuat atragerea ecologiștilor la guvernare prin adoptarea unor politici verzi hazardate, care au lăsat Germania fără esențiala energie nucleară. Tot mult lăudată Merkel este cea care a lăsat ca economia germană să se alimenteze cu amintirea gloriei deceniilor trecute, adaptându-se extrem de puțin noi revoluții industriale digitale. Liderii marilor companii germane, ce încep să fie depășite de vremuri, sunt reprezentați de partidele acceptabile și de presa acceptabilă din țară, care au susținut constant argumentele nu tocmai câștigătoare ale acestor mari companii. Într-un interviu pentru revista online britanică Unheard, sociologul german Wolfgang Streck, director emerit al Institutului Max Planck pentru studiul societăților din Köln, face o analiză foarte critică a situației țării sale.
Clasa tehnocraților tinde să venereze statul german pentru eficiență, pragmatism, pentru liberalism și modestia postbelică. Fosta cancelară Angela Merkel a fost considerată de tehnocrați un simbol al acestui stat german. Puternică, rațională, cu o demnitate rece la care orice lider ar trebui să aspire. Volumul Cum reușesc germanii să facă lucrurile mai bine, lecții dintr-o țară matură, publicat de John Kampfer în 2021, a fost apogeul acestor lingușeli, scrie Anhard. Însă puține cărți s-au demodat atât de repede precum cea scrisă de Kampfer. În ultima lună, economia Germaniei a intrat complet în criză. Prețul electricității explodează, acum fiind de 14 ori mai mare decât media anilor trecuți. Este estimată o recesiune, iar inflația este deja în creștere. Euro a fost depășit de dolar pentru prima dată de la lansarea monedei unice. Cea mai mare parte a germanilor nu e mulțumită de prestația guvernului lor. Ce s-a întâmplat cu această poveste de succes a Europei moderne? Profesorul Wolfgang Streck, specializat în istoria economiei, a fost un critic al Merkelmaniei și nu a cochetat niciodată cu școala de gândire a lui Kampfner. Streck consideră acum că dominația germană în Europa se va încheia ca urmare a unor mari erori de politică și a destrămării economiei globalizate. Căderea în disgrație a Germaniei și efectele sale vor fi foarte puternic resimțite. Pe fondul războiului din Ucraina, Europa independentă strategic se va baza tot mai mult pe America, iar forța Uniunii Europene se va reduce. Dispar și condițiile care au dus la ascensiunea astronomică a Germaniei. Economia globalizată, barierele comerciale aproape inexistente, o monedă euro menținută în mod artificial cât mai jos. Astăzi, optimismul care înconjură economia Germaniei și statutul său de țară, care este prea mare pentru a se prăbuși, sunt privite ca niște naivități. A existat convingerea că economia globală fără frontiere în care a prosperat Germania va exista mereu. Cu alte cuvinte, s-a crezut că globalizarea a atins un nivel la care este ireversibilă, spune Streck. Însă, după 30 de ani, vedem că economia globalizată, esențială pentru succesul Germaniei, este foarte sensibilă la crize și întreruperi. Asta se vede cel mai bine în undele de șoc ale invaziei ruse în Ucraina, în tensiunile dintre Vest și China, în întreruperea lanțurilor de aprovizionare din cauza pandemiei. Auzim că nu ar mai trebui să facem comerț cu China. Imaginați-vă că o companie precum Volkswagen, care vinde în China mai mult decât în orice altă parte a lumii, ar avea mari probleme dacă piața chineză se va închide pentru produsele germane, la fel cum piața rusă este închisă acum pentru produsele germane, spune Streck. Germania se va confrunta cu necesitatea unei enorme adaptări pe măsură ce pălește utopia globalizării permanente. În primul rând, Germania va trebui să înfrunte o iarnă care poate aduce o criză energetică nemai văzută de generații întregi. Dependența Germaniei de gazele din Rusia va face ca lucrurile să fie foarte grele, iar asta ar trebui interpretat drept unul dintre cele mai proaste exemple de gândire pe termen scurt în istoria politică. Verzii sunt împotriva energiei nucleare prin ADN-ul lor. Începând din 1970, social-democrații și creștin-democrații germani s-au bătut pentru a introduce pe verzi în coalițiile lor, iar prețul pe care l-au plătit a fost adoptarea unei politici împotriva energiei nucleare. Când a venit la putere, Angela Merkel era suporteră a energiei nucleare. Însă când a vrut să ia pe verzi ca parteneri în coaliție, în locul social-democraților, Merkel a început denuclearizarea. Acesta este motivul pentru care Germania trebuie să cumpere o bună parte din energie din alte părți, pentru că nu mai poate produce energie, spune Streck. Consecințele acestei crize în ce privește Uniunea Europeană vor fi profunde.
Germania și Franța sunt puterile centrale ale unei uniuni ce seamănă cu un imperiu condus de la centru, însă în care periferia a avut parte și ea de beneficii. Dar ce se va întâmpla cu periferia în momentul în care centrul se va prăbuși? Uniunea Europeană este deja în pragul dezintegrării. Gândiți-vă la țările din Est. Ungaria joacă rolul celui care strică cheful altora. Polonia are propriile idei despre ce anume este Uniunea Europeană. Iar sentimentul antigerman, atât în Est cât și în Sudul Europei, crește tot mai mult. Între timp, Marea Britanie a părăsit Uniunea Europeană, spune Streck. Simultan se aud apeluri pentru primirea în Uniunea Europeană a Ucrainei și a câtorva state din Balcanii de Vest. Aceste țări vor trebui să primească subsidii importante de la economiile de la centru și, în plus, ele vor schimba raportul de putere în Consiliu, iar întregul sistem nu va mai fi sustenabil din punct de vedere politic. Prin urmare, consider că Uniunea Europeană își va pierde importanța în ochii statelor membre, printr-un proces lent de degradare, prin apariția unor grupuri de state membre care vor lua propriile decizii, precum țările estice, mediteraneene, spune Streck. Poate chiar și Germania va întoarce spatele Uniunii Europene. Streck ne spune că nu trebuie exclus un asemenea scenariu. La începutul mandatului său, Donald Trump moștenise o țară într-o situație dificilă. Alegându-l pe Trump, electoratul american a transmis că dorește un guvern care să nu aibă grijă de un imperiu, ci de America însăși. Aceasta a fost ideea America First. America lui Trump nu spunea acum mergem să cucerim restul lumii, ci acum trebuie să avem grijă de propria noastră țară. Războiul din Ucraina poate fi catalizatorul unei mișcări Germania First. În ciuda primelor estimări că invazia rusă se va încheia după doar 3 săptămâni, acum scenariul cel mai probabil este al unui îndelungat război de uzură. De regulă, războaiele durează mai mult decât se așteaptă oamenii. Războaiele se autoalimentează și cu cât devin mai dificile, cu atât mai greu este de ajuns la un acord, spune Streck. Cum războiul va mai dura, dinamica puterilor globale se va radicaliza. Eurasia se va scinda. De o parte va fi alianța ruso-chineză, unde China va fi vioara întâi. De cealaltă parte va fi o Europa cu puțină autonomie strategică, care va avea rolul unei forțe auxiliare în viitoarea bătălie dintre Statele Unite și China. Germania va avea un rol strategic și economic diminuat, iar statutul său de superputere europeană va fi o victimă a schimbărilor radicale din lume. Economia globală, în actuala sa formă, este nesustenabilă. Ea va fi înlocuită de o lume bifurcată, cu o sferă de influență a Americii și una a Chinei. Între ele va sta o Europa slăbită și scindată, forțată să graviteze pe orbita Statelor Unite. Încheie profesorul Wolfgang Streck. Regimurile autoritare sunt niște dinozauri, coloși stângaci, stupizi și greoi, care amintesc de Uniunea Sovietică trăind ultimele zile sau de o republică bananieră. Dictatorii zilelor noastre își îndulcesc discursurile cu referiri la libertate, dreptate și domnia legii. Principiul oricărei dictaturi este centralizarea puterii. O incursiune prin pânza de păianjen a regimurilor autoritare, numai în serialul Chipul dictaturii, în emisiunea Arhivele mileniului 3. Rubrica Chipul dictaturii, China. Indiferent de opiniile la adresa liderilor de odinioară sau a celor actuali ai Chinei, nu încape îndoială că și cei din prezent sunt o variantă mai blândă și mai lipsită de culoare a predecesorilor lor.
Doar doi oameni din istoria modernă a Chinei, Mao Zedong și Deng Xiaoping, au avut experiența revoluționară și forța de caracter să guverneze întreaga China. În ciuda suferințelor pe care le-a provocat poporului chinez, președintele Mao Zedong a fost întemeietorul. A fost una dintre cele mai carismatice figuri ale secolului 20 și numai moartea a putut pune capăt domniei sale de împărat modern al Chinei. Asemenea lui Mao, Deng Xiaoping se luptase cu japonezii, supraviețuise marșului cel lung și condusese trupele comuniste în războiul civil care i-a alungat în Taiwan pe naționaliștii lui Chiang Kai-shek. Deng, bărbatul dârz și independent din Sichuan, era cunoscut pentru faptul că folosea o scuipătoare, uneori în timpul întâlnirilor cu alți lideri mondiali. Marea realizare a lui Deng se poate să fi fost nu aceea că a supraviețuit războiului civil chinez, ci că i-a supraviețuit lui Mao însuși. Campaniile marelui cârmaci, chemările la revoluția permanentă, au reușit să selecteze liderii de rang înalt ai partidului. Mao Zedong l-a îndepărtat de două ori de la putere pe Deng Xiaoping și tot de atâtea ori acesta a fost reabilitat. La mai puțin de un an de la moartea lui Mao, în septembrie 1976, Deng fusese reinvestit în toate funcțiile de dinainte. Doi ani mai târziu, a lansat reformele economice care au plasat din nou China pe scena mondială. Niciun alt lider chinez actual nu are un palmare similar. Sunt aparatcici și birocrați, nu revoluționari și luptători de gherilă. Chiar și o figură de talie a președintelui Hu Jintao trebuie să conducă în spiritul clădirii unui consens. Drept rezultat, niciun om nu este mai presus de partidul pe care îl slujește. China este condusă de o colectivitate, nu de o singură mână forte. Pentru majoritatea chinezilor, această schimbare pare un progres. Dat fiind faptul că au văzut prețul plătit de China în timpul Revoluției Culturale, oamenii găsesc că este preferabil un sistem mai instituționalizat, deoarece sunt mai puține șanse ca acesta să cadă victimă capriciilor unui singur om. După moartea lui Deng, survenită în 1997, partidul a implementat noi norme pentru succesiunea liderilor. Cei mai importanți doi lideri ai Chinei, președintele și premierul, au la dispoziție două mandate de câte 5 ani, după care posturile îi revin următoarei generații de lideri. Aceștia ajung să le ocupe după jocuri interne intense, rămase toate în spatele ușilor închise. Astfel, în anul 2012, Hu Jintao și Wen Jiabao se le predea ștafeta lui Xi Jinping și lui Qi Qiang, doi oameni despre care puțini chinezi au mai multe informații. Pericolul este acela că sistemul nu produce liderii de prim rang de care are cea mai mare nevoie regimul. Oamenii care au șanse să ajungă la conducerea acestei mașinării politice sunt cei precauți, reticenți față de riscuri. Supraviețuitori birocrați care ies în evidență mai puțin prin inteligența lor și mai mult prin capacitatea de a nu ofensa sau amenința vreo facțiune puternică ce le-ar putea bloca ascensiunea. Poate că tehnocrații rezervați cu cravate roșii și părul vopsit ar putea fi buni miniștri de finanțe. Dar cum ar reacționa ei la următoarea criză existențială a partidului? Aici, dragi prieteni, ne luăm rămas bun. Realizatorul emisiunii, Doru George Pascal, vă dorește să aveți parte de o zi deosebită și aștept să ne reauzim la o ediție viitoare. La revedere și multă sănătate!